Bine v-am regăsit, dragi prieteni și iubitori ai muzicii, așa cum v-am obișnuit. Sunt Bogdan Curta, muzician, cantautor, orchestrator, cercetător în domeniul muzical la Pompidou Paris. Astăzi o ediție specială, o premieră în România pentru iubitorii de muzică folk și country, primul pachet românesc pentru orgile Yamaha de muzică folk românească și country și balade din sfera asta a folcului. Un pachet deosebit ca și conținut, este vorba despre circa 1000 de tonuri speciale pentru muzică acustică. De asemenea, aveți și 44 de registration memory pentru piese folk super aranjate, bine puse la punct, plus de asemenea sute de ritmuri folk și country. Nu o să pot, din păcate, să vi le arăt pe toate, dar bineînțeles, ceea ce este mai important, cel puțin partea de registri, o să vă prezint în acest video. Pentru a cumpăra pachetul, nu ezitați să luați legătura cu mine la numărul de telefon afișat mai jos. Pachetul rulează fără probleme pe... Pachetul rulează și este compatibil cu următoarele instrumente: Yamaha Tyros 3, Yamaha Tyros 4 Black Edition și Normal Edition, Yamaha Tyros 5, Yamaha Genos și bineînțeles seriile de PSR-uri de la 650 și 950 în sus. Voi updata pachetul astfel încât să fie compatibil și cu următoarele modele care vor urma și după Genos, bineînțeles, vor apărea și îmbunătățiri. Eu mereu lucrez la pachete și update-uri. Vorbind despre pachete, înainte să începem prezentarea, celor care nu știu, vreau să le spun că eu mai am un pachet de muzică ușoară românească foarte bun și foarte vast. Bineînțeles, pachetul de muzică populară, pachetul de bază care este foarte mare și V3-ul, da, patch-ul pentru el, completarea pentru el, foarte generoasă și aceea, plus un pachet deosebit pentru prietenii noștri, frații noștri creștini care cumpără foarte des materiale, samplere, seturi de la mine, le-am făcut și lor un set. Dar hai să ne întoarcem la muzica folk și să începem prezentarea noastră. Vedeți că și pad-urile sunt aranjate, registration memory. Hai, mire, la fereastră, să ne uităm în jos. Pe stradă trec acum femei cu păr frumos. Pe stradă trec acum femei cu păr frumos. Da, da. Na, 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 na. Hai, mire, la fereastră, ca să privim în jos. Pe stradă trec acum femei cu șold frumos. Pe stradă trec acum femei cu șold frumos, da. Vedeți, tonurile de chitară, să scoatem reverbul, tonurile de chitară, totul e bine pus la punct. Aici aveți și ton de... Aveți și ton de orgă. Nu sunt de vină, ce vezi, nu e adevărat, doar ți se pare. Poate că te-ai înșelat, știi bine că în sufletul meu e doar un loc și e al tău. Mai dă-mi o șansă,
Orice poate fi iertat, eu nu sunt de vină. Ce vezi nu-i adevărat, doar ți se pare. Orice poate fi iertat. O baladă folk cu orchestrație minimală, ideală pentru cei care cântă într-un band cu un chitarist, ca să ofere acel spate, acel fundal muzical trupei de instrumente acustice, realizat special pentru asta. Și atunci când am aranjat ritmul ăsta, m-am folosit de toată experiența mea de orchestrator și de cântăreț în live, pentru a putea să pun la punct ceva de genul ăsta, pentru că lipsește în pecurile și instrumentele de la Yamaha. Sunt multe ritmuri, aranjamente făcute de informaticieni sau de muzicieni care nu prea cântă live, adică au locul ăla de muncă, stau, fac ritmuri, dar mai bine decât un solist sau cineva care cântă și la clape, mai e și solist, e greu să știe cineva, pentru că deja simt în lumea orgilor electronice greșeala și păcatul turnului de fildeș. Veneam de la coasă, ca orice bărbat. Bicicleta-mi trage-n dreapta, la virtudin sa. Locul e același, totu-i neschimbat. Numele lui tata, Peteșghea, e încrestat. Și la fel ca tata, știu să fac una și alta. Trei scânduri și un ciocan, îți fac gar american. La fel ca tata, mi-am ales greșit nevasta. M-a lăsat fără să știu, pentru un camion agiu. Locuința mea de vară era țară. Acolo era să mor de urât și de întristare. Real de soare și pârlit îngrozitor. Acolo când n-are treabă orice babă, este medic comunal și te-ntreabă fără noi, mă, ce-ai cu noi, bă? Pentru ce să dăm cu var? Dar scopul este nu să știu textul, ci să vă arăt setul, da? La 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 la. Country,
Rocky Roads. Da, mari crai, între ghilimele, din lumea folcului, mi-au reproșat că aș fi prea cenaclist. Eu nu le-am reproșat nimic, pentru că eu nu am timp să mă ocup de altcineva și așa simt eu că cel mai bine e să-mi văd de treabă în momentul în care am ajuns să mă intereseze, să mă preocupe ce cântă, ce fac alții și de ce fac. Și să mă apuc să-i critic înseamnă că aș avea o problemă în condițiile în care fiecare om e liber să cânte cum dorește. Și oricum, eu consider că cenaclu, oricine ce-ar spune, a fost partea de vârf în cununarea folcului. În România nici nu cred că ar fi existat muzica folk fără cenaclul Flacăra și compromisuri trebuia să faci, pentru că acele erau vremurile, ori făceai compromisuri, ori nu făceai nimic. Și nu apăreai nicăieri și nu făceai niciun cenaclu, deci port domnului Adrian Păunescu un respect deosebit, pentru că în vremuri atâta de tulburi a știut să facă slalom printre probleme, printre meandrele, brațele nemiloase ale cenzurii și să realizeze acel lucru minunat care în alte țări libere nu a fost realizabil. E mare lucru. Regret că în vremea aceea eu aveam doar 8 ani, în 1989, deci nu am avut cum să cânt în cenaclul Flacăra, dar pentru cei care cântă un folk mai contemporan, eu îl consider mai degrabă un gen rezultat din muzica folk, un soi de reverberație a folkului. Am pregătit un ritm de folk contemporan. Personal, eu nu cânt așa ceva, dar repet, asta nu contează. Deci aici vorbim despre seturi și așa, ca o recomandare, dacă îmi permiteți, ar fi fiecare să-și ocupe timpul, viața e atât de scurtă, fiecare să-și ocupe timpul cu piesele lui, cu latura asta creativă. Avem atâtea lucruri de spus lumii.
și sunetele tipice de chitară. Răspunsul, prietenii, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vânt. The answer, my friends, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. And the answer, my friends, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing. Și un ritm deosebit de bine aranjat, și regiștii sunt acolo la locul lor. Și da, pentru generația nouă, un dance folk.
Și acum un ritm de folk pe care eu l-am numit folk metronom. Multe cântece puteți să le cântați pe el, din lipsă de timp, pentru că oricum videoul este unul lung, nu pot să mă apuc acum și nici nu e scopul să-mi etalez aici abilitățile de vocalist, deci eu o să vă arăt ritmul, las și la alegerea dumneavoastră, desigur, cei care cumpărați setul, ce doriți să cântați pe anumite ritmuri. Apropo de asta, doresc să le mulțumesc și în acest video tuturor celor care au cumpărat de la mine seturi sau mi-au trimis instrumente muzicale la aranjat, cu eforturi foarte mari uneori, chiar din afara țării mi-au venit clape pe tiruri, pe tot felul de mașini din Spania sau Italia sau Franța. Vă mulțumesc pentru încredere și vă promit să nu vă dezamăgesc nici pe viitor. Public, da? În popanat e un poștaș cu ochii de cafea. Toate fetele-l citesc și scriu vederi. Numai fata lui, ce stă în cartier, nu e nicăieri, nicăieri. Și Bobanan spre stradă, spre Hala Traian, de la Foișor până-n piața Titan. Bobanan spre stradă, spre Hala Traian, de la Foișor până-n piața Titan. De la Foișor până-n piața Titan. Hai să vă arăt și un style pentru piese gen Johnny Cash, country. Nobody knows, nobody sees, nobody knows what's me. Nobody knows. Nobody sees, nobody knows what's me. Cântați așa piesa asta. Cărările. Am improvizat efectiv, așa mi-a venit acum. Piesa asta e o cânt mult mai clasic, da? Ca să vă ilustrez ritmul, nu? Ce nu face omul? Și acum, dragii mei, cel mai rebel style de country. Asta este.
And it's one for money, two for the show, three to get ready, so go get go, but don't you stand for my blue suede shoes. You can do anything, but don't step on my blue suede shoes. You can do anything, but don't step on my blue suede shoes. Ritmul simplu, așa se și numește Simple Folk. Și acum, dragi prieteni, un cântec foarte cunoscut, îl știm cu toții, îl cântăm cu drag, cu drag îl cânt și eu pentru dumneavoastră acum. Care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Da, da. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, numai de ea. Da, da. Simt că fără ea nu pot respira, casa mea pustie fără ea. Da, da. Și-n ce-aș putea eu să mai cred acum, și-aș da orice s-o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa mea pustie fără ea. Da-da. Și-n ce-aș putea eu să mai cred acum, și-aș da orice s-o mai întorc din drum. Am pregătit pentru voi și un ritm de folk cu influență tradițională. Te-ntorci la mine, nopți la rând, port în gând,
chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te întorci la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Hanul lui Manuc, o piesă superbă cu aranjare originală. Fată frumoasă, fată străină, diseară am să te duc pentru convorbiri, pentru cină, Hanul lui Manu. Fată frumoasă, fată străină, de seară am să te duc pentru convorbiri, pentru cină, la Hanul lui Manu. Nu sunt trăsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu sunt trăsuri, n-ai cum să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Secolul 20. Când eram flăcău la mama, hei ce ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Iar când mi-a mijit mustața, hei ce ploaie și ce vânt, tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar de când m-a ars năpasta, hei ce ploaie și ce vânt, de mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci bătu argaia, fie ploaie, fie vânt, beau și eu cu toată ploaia care cade pe pământ, care cade pe pământ, care cade pe pământ. L-am denumit Gothic Vals. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te întorci la mine. Nopți la rând, ori în gând, chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Când apare seniorita în par pensionar, curg în juruți. Asta e tango, de fapt, dar seamănă cele două. Thank you.
Olanda, ultima secvență muzicală e din piesa Amurg, o piesă foarte cunoscută cu milioane de vizualizări pe internet. E cea mai cunoscută piesă compusă de mine, nu mă așteptam să prind atâta de bine. Am compus-o în facultate pentru un proiect universitar. Puteți să o căutați, scrieți Bogdan Curta Amurg și o să găsiți acel vals deosebit. Vara promisă, Ștefan Hrușca. Te-aș fi iubit cum n-ai mai fost, ca un soldat în plin război. Dar uite, plouă fără rost, iar între noi. Ca într-o gară nu știu cum, când unul vine altui dus, și rătăcim pe același drum, în sens opus. Răscolește timpul, femeie, pe un peron vechi de gară. Tu, Iliadă, eu, Odiseea, scrise de mult într-o vară. Ne răscolește vară. Trece toamna, iarna, vara, și în inimi urcă seara. Vântul cântă în neștire, peste glezna ta subțire. Palma mea în rugăciune, peste sânii tăi apune. Și visez că ești aieve, vas de aur plin cu seve. Când de fapt ești amintire, tu și glezna ta subțire. Mâna vai pe strune moare și pe tine nu te doare. Hey! Suflet fără chei, fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri. Hey! Fără chei, fără porți și fără ziduri. Și adevăratul reglaj pentru vânare de vânt. Punem și peduri, da? Ca să fiți mulțumiți. Câte drumuri un om ar avea de făcut, până ei să-l considere om. Câte mări pe scăruși mai au,
de bătut, până ajung pe nisip pentru somn. Câte bombe vor mai sfârteca vieți întregi, însă ne interzicem pe veci. Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt. Răspunsul-i vânare de vânt. The answer, my friends, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Va privi până cerul să-l vadă de-ajuns. Cât de multe urechi necesare îi sunt ca să audă lumilor plâns. Câți mai au de murit ca să aflăm în sfârșit că oamenii prea mulți au murit. Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vânt. The answer, my friends, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Cine trece-n valea seacă cu angelul fără teacă și cu pieptul dezgolit, Andri Popa cel voinic, Andri Popa cel voinic. Zi și noapte tot călare trage bir din drumul mare și tot pradă neîncetat
Andri Popa, hoț bărbat, Andri Popa, hoț bărbat. E haidu și e vestit Andri Popa cel voinic. E haidu și e vestit Andri Popa cel voinic. Pentru voi încă un ritm deosebit de muzică folk. Dați-mi voie să vă arăt un ritm pe un aranjament de la o piesă proprie, versuri Radu Gir cu Iisus în celulă. Muzica mi aparține, versurile, așa cum am spus, aparțin poetului Radu Gir și vă dați seama după titlu și după text în ce circunstanțe și în ce împrejurări și condiții au fost scrise. Toată cinstea și respectul meu pentru cei care au suferit și și-au dat viața, mare parte dintre ei, pentru un ideal în temnițele și închisorile comuniste. Este un lucru inuman, inuman și parcă mai prezent la poporul român, să-ți chinui proprii semeni pentru că au alte idei decât tine sau pentru că vor să-și păstreze sufletul curat și pur sau o convingere spirituală sau religioasă. Nu știu de unde dorința asta de a supri, de a fi mai tare, mai bun decât celălalt. Chiar și în diverse comentarii sau discuții ne putem da seama de asta. Trebuie să ne dobândim o anumită decență occidentală care să ne îndepărteze de stadiul de brute și să ne ridice la privilegiu de a fi oameni. O piesă deosebită cu Iisus în celulă. Cenat și ce trist părea Crist, lumina
venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist. Și-l făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui erau crini pe morminte, ochii atunci ca niște păduri. Luna-l bătea în argint pe veșminte, adâncindu-i pe mâini vechi spărturi. Adâncindu-i pe mâini vechi spărturi. Azi noapte, Iisus, mi-ai intrat în celulă, ce înalt și ce trist părea Crist. Lumina intra după el în celulă, făcându-l mai înalt și mai trist. Și-l făcea mai înalt și mai trist. Un cântec deosebit. Doamne, tineri mai eram, când fugeam din rai pe geam, numai să putem avea parte de o pedeapsă grea. Doamne, tineri mai eram, și ne troieneau prin vis flori din pomul interzis. Doamne, tineri mai eram. Sau cum leagănă vântul frunzele, lacrimă de dor. Leagănă vremea zilele, lacrimă de dor. Și cum să-ți spun că nu-i ușor, cum să-ți spun cât mi-e de dor. Cum să-ți spun că ești departe, să-ți spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor, na, na, na. Nu te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă timpul călător. Îți amintesc înserase, umblam pe străzi întortocheate, ne-ndreptam până la urmă spre lătăria lui Enache. Iubito, hai prin poarta nopții să trecem și o să-mi dai dreptate, să stăm măcar un ceas sau două la lătăria lui Enache. Și doi băieți ca două flori și spre final vreo trei nurori. E vremea să mă liniște și să-mi găsesc un loc, un loc în inima ta. Să am o casă cu privor
și doi băieți ca două flori și spre final vreo trei nurori. Dar mă gândesc la tine, mă gândesc să nu uiți de mine, să nu uiți. Mi-este dor de tine, mi-este dor, fără ochii tăi cred că am să mor. Și mă gândesc la tine, mă gândesc să nu uiți de mine, să nu uiți. Mi-este dor de tine, mi-este dor, fără ochii tăi cred că am să mor. Iarbă, Domnule, să pas iarbă, Domnule. Cinte mână, mierule, cinte mână, mierule, ciobănașul, Domnule, ciobănașul, Domnule. Nopți albastre, nopți de vise, sveșnice de adevăruri, de prin vremile uitate când ne legănam în ceruri. Nopți albastre, nopți de vise, sveșnice de adevăruri, de prin vremile uitate când ne legănam în ceruri. Și piesa asta chiar că nu putea să vă lipsească din repertoriu. Dragii mei, vă mulțumesc din inimă pentru timpul dumneavoastră prețios pe care mi l-ați acordat și pentru vizionare, bineînțeles. Dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, puteți să comandați acest set
la numărul de telefon afișat mai jos. Repet, setul are foarte multe tonuri, circa 1000 de tonuri și 44 de style-uri aranjate pe registration memory, plus alte câteva sute de ritmuri country folk. N-am putut să vi le arăt pe toate, din păcate. Oricum o să vă uimească cât de mare, cât de bogat și complex este setul ăsta. Este rodul muncii mele de mulți, mulți ani de zile. Setul merge pe Tyros 3, Tyros 4 Black și Normal Edition, Tyros 5, Yamaha Genos, și o să am grijă ca și pe următoarele modele care vor veni după Genos să fie compatibil. De asemenea, am și alte seturi de muzică ușoară românească, muzică populară și muzică creștină și balade, bineînțeles. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut sau un dislike dacă nu v-a plăcut. Aștept și comentariile dumneavoastră pentru că sunt foarte importante pentru mine și pentru videouri. Și vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră și celor care până acum ați cumpărat seturi de la mine. Vă invit de asemenea în marea familie Yamaha, care promite mult, foarte, foarte mult. Doamne ajută să ne auzim cu bine, să fiți fericiți, luminați, să faceți muzică bună din suflet pentru suflet. Toate cele bune!